În data de 16 februarie, în jurul orei 9.30, un autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat pe DN41 pe raza comunei La fața locului s-au deplasat de urgență două echipaje ale detașamentului de pompieri Oltenița, un echipaj de descarcerare și un echipaj de primajutor smurt. Conducătorul autovehicolului, un bărbat în vârstă de 57 de ani, era încarcerat în cabina vehiculului răsturnat pe o parte. Acesta a fost descarcerat de către pompieri și predat echipajului smurt. Victima care prezenta traumatisme la nivelul membrelor Inferioare și la nivelul coloanei vertebrale a fost imobilizată, ulterior fiind transportată până la locul în care a aterizat un elicopter smurt venind din capitală. Echipajul medical specializat de pe elicopterul Smurt a preluat bărbatul și l-a transportat de urgență la Spitalul Floreasca din București. La fața locului s-a deplasat și un utilaj cu macara de 20 de tone care a ajutat la repunerea pe roții autocamionului. Pompierii militari prezenți la locul accidentului au luat toate măsurile necesare pentru a degaja carosabilul și pentru a evita producerea altor situații de urgență. Echipajele de poliție au dirijat circulația pe respectivul tronson de drum pentru fluidizarea traficului.